Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu derulează proiectul Echitate în acces, o șansă pentru succes. Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului elevilor din mediile defavorizate la învățământul superior, dezvoltarea capacității de incluziune a studenților aflați în situații de risc și abandon universitar, susținerea tranziției studenților, în special a celor proveniți din medii defavorizate, spre piața muncii prin desfășurarea unor activități în scop reducerii abandonului școlar și creșterea nivelului de angajabilitate. Unul dintre obiectivele specifice este acela de realizarea unor activități de promovare la nivelul a 4 licee din mediul rural și orașe sub 10.000 de locuitori din județul Gorj. Printre activitățile asumate se numără și identificarea a 5 studenți care provin din medii defavorizate și au venit mediu familial sub 500 de lei și acordarea unui sprijin financiar de 1.000 de lei. Proiectul cu titlul Echitate în acces, o șansă pentru succes se desfășoară în perioada aprilie-noiembrie 2022.